25 octombrie este o zi importantă în istoria României. Este ziua în care țara noastră sărbătorește eliberarea teritoriului român de trupele străine și îi amintim pe eroi care au căzut la datorie în timpul celor două războaie mondiale. Unul dintre capitanii și cel mai vechi jucător din lotul echipei de fotbal al Stelei, Horia Iancu, a arborat steagul tricolor la monumentul ostașului necunoscut și a adus un omagiu eroilor României și ei clubului militar. Horia, ce reprezintă pentru tine ziua Armatei Române? Este o zi foarte importantă pentru mine, cât și pentru România. Este o zi la fel ca 1 decembrie, o zi în care avem ocazia de a comemora eroii noștri. Ce înseamnă să evoluezi la echipa clubului militar? Este o onoare pentru mine să evoluez la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, mai ales că sunt de la început, de la reactivarea secției, am fost și înainte. E o onoare și sper să... De ce nu să reprezint și eu Steaua cum au reprezentat-o alți sportivi înainte? S-ar plăcea să urmeze o carieră militară? Da, de ce nu? Chiar am dat în acest an un examen. N-am putut să mă pregătesc așa bine din cauza sau datorită antrenamentelor. De ce nu? Fac parte dintr-o asociație, Asociația Spirit Tânăr, care este o structură a Ministerului Apărării Naționale. Da, mi-ar plăcea. Horia Iancu a început fotbalul în Ghencea, iar primul său antrenor a fost jucătorul de legendă al clubului roșalbastru, Ștefan Sameș. Astăzi, fotbalistul care făcea primii pași în fotbal sub comanda fostului mare fundaș al echipei din Ghencea i-a adus un omagiu antrenorului care a ajuns la ceruri în urmă cu 10 ani. Cum au fost începuturile tale ca fotbalist în Ghencea? Mi-aduc aminte că a fost în anul 2002. Eram copil, aveam 8 ani. M-au dus părinții mei la fotbal, era domnul Ștefan Sameș, Dumnezeu să-l ierte, la grupa noastră 1994 și cum era la selecție, te punea în teren, te punea în poartă și când m-a văzut că eram puțin mai plinuț, așa, rămâi în poartă și că ăsta ți-e locul. Cele mai frumoase amintiri pe care le-ai trăit la Steaua? Cu siguranță, ultimii 2 ani când am promovat succesiv. E o bucurie când știi că ai plecat, că ai fost și la greu și acum au venit momente mai bune pentru întreaga echipă, pentru toată suflarea stelistă. Bucurie pe care ați trăit-o și în urmă cu 2 sezoane și anul trecut alături de suporteri care au lipsit la ultimele meciuri. Cât de greu e fără ei? Da, e greu fără ei. Am jucat și la Ploiești, au fost suporterii adversi care n-au fost așa, nu ne-au primit așa bine, normal. Suntem rivali, îi așteptăm alături de noi, sunt al 12-lea jucător și ne împing mereu de la spate, ne încurajează și ne face plăcere să-i vedem acolo în tribună.